Privighetoarea. O poveste japoneză spune că au fost odată doi oameni. Unul i-a spus celuilalt: de fiecare dată, în noaptea de anul nou, cântă privighetoarea. Auzind aceste vorbe, privighetoarea a strigat: cum aș putea ști că este anul nou? Cânt și gata! Verbul la timpul prezent exprimă o acțiune sau o stare care include momentul comunicării. În propoziția numărul 1, profesoara vorbește acum, verbul vorbește exprimă o acțiune simultană cu momentul vorbirii. Dar, în propoziția numărul 2, revoluțiile apar pe fondul nemulțumirii generale, verbul apar exprimă o acțiune valabilă atât pentru trecut cât și pentru prezent. În timp ce în propoziția a treia, Ștefan cel Mare câștigă multe războaie, verbul câștigă se referă la o acțiune desfășurată cu multe secole în urmă. Așadar, verbul la timpul prezent are valori speciale, valori care se referă la diferite perioade de timp. Îți propun ca în continuare să descoperim câteva dintre valorile temporale speciale ale verbului la timpul prezent.